politică. Da, e într-adevăr e de dezbătut. O probă a unei mari imaginații, unei efervescențe în imaginația politică a României, care într-adevăr vine cu soluția pentru perioada 2000, haideți să ne gândim despre ce vorbim aici, poate 2015, poate 2016, 2020, cu soluția unui premier care s-a format înainte de 89 și care a avut un parcurs politic foarte puternic în anii 90 și apoi cu o încununare în anii 2000. Deci 2020 este orizontul la care tinerii de astăzi se uită pentru a-l vedea pe Traian Băsescu, probabil finalizându-și parcursul în viața publică. Eu nu cred că asta este noutatea pe care mișcarea populară cred că a revendicat-o cândva. Am auzit un discurs înflăcărat chiar al multor susținători ai președintelui în primăvară despre necesitatea unei radicale schimbări de paradigmă. Am auzit discursuri puternice, ancorate într-un vis frumos despre România de mâine, care pledau pentru înnoire. Și eu cred că înnoirea chiar asta înseamnă. Să vii cu personaje noi, cu idei creative, cu soluții radicale pe care președintele, de pildă, nu le-a încercat. Nu putem spune că președintele Traian Băsescu are un parcurs similar deci, Mihai lui Mihail Șacașvili. Pentru că Mihail Șacașvili în Georgia a schimbat radical finanțele acelei țări, a schimbat radical constituția acelei țări. Mihail Șacașvili a transformat radical o țară, în timp ce pentru președintele Traian Băsescu rămâne o întrebare de ce nu a reușit, de pildă, să înfrângă flagelul corupției, pe care în 21 decembrie 2004 îl punea în directă legătură cu sărăcia, într-un superb discurs, ar trebui să spun, al președintelui din 2004, domnia sa spunea cauza sărăciei în România este corupția. După 10 ani, nu cred că stăm mult mai bine nici cu bogăția, nici cu lupta anticorupție. Deci avem niște probleme sistemice și cred că această criză de imaginație confirmă lipsa de apetit pentru a explora noul.